Let's Do It România se pregătește de cea de-a 8-a zi de curățenie națională, eveniment care anul acesta va avea loc pe 18 septembrie, zi în care voluntarii vor strânge deșeurile din natură. Tot pe 18 septembrie, 175 de țări din comunitatea Let's Do It World se unesc într-o cauză comună, o lume fără deșeuri. La nivelul județului Hunedoara se va face ecologizare pe raza 56 de unități administrativ-teritoriale, prin implicarea primăriilor din aceste localități și a unor instituții publice sau private. În municipiul Deva la această acțiune de curățenie vor participa și voluntari de la filiala locală a Crucii Roșii, care vor face ecologizare în pădurea Bejan. Crucii Roșii sub filiala Deva se alătură cu 30 de voluntari inițiativei lansate de cei de la Let's Do It România cu ocazia Zilei Naționale de Curățenie, cea mai amplă campanie de ecologizare. Vă așteptăm și pe voi, sâmbătă, începând cu ora 9, în parcarea de la Bejan, pentru a participa la o acțiune de ecologizare ce se va desfășura pe raza pădurii de la Bejan. Voluntarii de la filiala de Cruce Roșie Deva așteaptă și alți tineri să li se alăture în acțiunea de ecologizare. Vreau să le transmit tinerilor că implicându-ne putem să avem un impact cât mai important în societate, iar le urez tuturor să aibă motivația să vină. Cei care vor să participe în cadrul acțiunii pot veni începând cu ora 9, se fac înscriere până la ora 10, iar acțiunea propusă de la ora 10 până la ora 2. Mai multe despre ziua de curățenie din data de 18 septembrie puteți afla în cadrul emisiunii De la A la Z, difuzată pe 1 TV Deva, imediat după buletinul de știri.